Vă salut și bine v-am regăsit. Suntem pe în azi. Vorbim și de oțelul Galați, vorbim puțin și de rapid. Urmează și un meci al FCSB-ului și vorbim de supărăciosul Mesia care le corectează cu pupiciuri. Îmi scrie unul, domne, dacă când le dă pupiciuri, nu vezi de fostul fotbalist mare, fotbalist Dorinel Munteanu. Acum înțeleg de ce încă merge cu bătaia, cu scuipăturile, cu înjurăturile, pentru că sunt destul de mulți care, păi ce a greșit domne, dar ce a făcut, dar nu-i normal? Ce domne, noi nu așa am crescut și nu s-a întâmplat nimic? A venit și reacția care nu-mi doream să apară, și am și vorbit, știți că am vorbit de foștii fotbaliști, Sârghi, Munteanu, care sunt la Galați, doi băieți super ok, dar din păcate, din dorința de a băga jegul preș, mizeria supreși Cristi Munteanu alege să își declare susținerea publică pentru domnul Munteanu și zice că și el a luat uh, uh, palme că și el, că așa era păi și atunci dacă așa era și că aici probabil Cristi eu știu stă la loje undeva sus afară la un balcon așa la Galația acolo și probabil nu se uită mai spre teren așa nu vede cum îi felicită Dorinel Munteanu la fiecare fază și pe arbitri și pe Uh, jucători și pe spectatori, acest uh, nerecalcitrant uh, Dorinel Munteanu. N-are rost să mai uh, vorbim despre reacția lui Cristi Munteanu pentru că eu, în continuare, consider că cel mai bine făcea dacă tăcea. Dar, na, până la urmă, Munteanu acolo e Mesia și și cei din club probabil fac ce, ce le spune Munteanu și am auzit-o și pe aia ca a salvat clubul, că a făcut, păi parcă erau discuții ca a salvat clubul, că a luat palmaresul și sigla și mai știu pe numele soției, care e și contabilă sau ce e pe acolo. Hai să nu intrăm în detalii de astea care vă dați gălățeni că a scris presa și a scris destule. O să, hai să ne distrăm puțin ca să vedeți până unde duce așa, până unde duce și ne oprim îmi zice unul, Bogdanel Bogdane, auziți ce îmi zice ăsta ăla care a trimis mesaj și am răspuns ăstora le place să-i să, să bagi în seamă, bă prietene toți suntem păcălici că nu avem aceeași părere cu tine Bogdanel, în cazul tău, da cu piciorul în beșică am dat și eu Prietene, tu ai dat cu piciorul un beșica de la pește. Dacă ești de la Galați de acolo, probabil că ai îngurgitat pește și spărgeai beșica. Pe. O fi dat tu cu piciorul un beșică. Ani buni de zile. Păi da, prietene, o fi pescar. Noi vorbim de fotbal aici. Be beșinos mic. Da? Iar personal, ce-o făcut Dorinel? Eu am pățit la juniori în nenumărate rânduri. Păi, prieteni înseamnă că chiar ești... Dacă tu nu puteai să iei atitudine că ești o beșinică de fotbalist sau ai fost, cum zici tu aici, eu te citez, nu te jigne să știi. Te citez, beșinică ai fost și părinții tăi au continuat să te ducă să dai cu piciorul în beșica de la ștucă sau de la crap care are beșică, știi tu mai bine, ai o problemă și da, ai și crescut așa. Nai, deci ce, ce să-ți mai răspunzi? E clar că ești la abuzat în copilărie și care ți-a plăcut să fii în halos a tratat. Așa, eu am pățit la juniorii nenumărate rânduri și nu făcea nimeni scandal. Păi, Asta e nivelul. Iar pentru asta au ieșit, pentru asta au ieșit, deci pentru asta, nu din cauză, nu pentru asta. Iar pentru asta au ieșit jucătorii mari în acea perioadă față de acum. Prietene, scuză-mă că spun aici ești puțin, știi tu, cuvântul ăla cu râ, Și îmi pare rău, nu, nu, te mai chinui să scrii, te rog, nu te mai, că ești penibil. ești, ești praf, dacă și tu ai acceptat și ți-a fost, dar tu ai ajuns mare fotbalism mă, beșinosule. Ai ajuns vreun pele, vreun, pe, măcar pe la divizia B ai jucat, dacă tu, atunci înseamnă că te-au bătut aia degeaba. Că în afară că erai beșinos, te mai ai luat și bătaie degeaba atâția ani. Și și îmi spune și mie, îți mulțumesc, tu nu ești decât un suferficial, arogant, care crede că le știe pe toate. Nu, frate, dar eu ce știu vorbesc. Eu am păreri, opinii, argumente. Înțelegi? Și tu, ca drept dovadă, că tu care ești un beșinos fotbalist, ratat, scrii, te uiți. Deci, ăsta aici iar probabil că e un punct nasol pentru tine că te uiți la unul care cu care nu ești de acord, care e arogant, care e superficial și așa mai departe. De ce te uiți e întrebarea? Da? Deci cam astea sunt ca să înțelegeți de ce le și răspund unora. Și mai am aici, uite, mai am, stați că vă, și, vă citesc acum că dacă tot am început, îmi spune, da nu, la băiatul ăsta nu dau numele, îmi zice așa. Sunt abonatul tău, Robert, și am avut două comentarii. Stai așa, că a fugit ecranul. Am avut două comentarii decente unde nu am fost de acord cu tine în privința lui Dorinel Munteanu, pe care mi le-ai șters. Prietene, comentariile că m-am săturat de beșinoși, comentariile ai posibilitatea ca de ăsta care faci ceva pe YouTube, la setări acolo să pui niște cuvinte cheie. Înțelegi? Adică să pui penis în nibaj de stadion, în jurături, să-ți să, -ți, să bag, să-mi scot, să fac, să dreg, să alea, la niște cuvinte cheie. Iar în momentul când sistemul automat, inteligența artificială, detectează într-un comentariu unul dintre cuvintele cheie, nici nu mai ajung la mine. Nu se publică. Ca să înțelegi cum stau lucrurile, nu că nu ești tu de acord cu mine. Dacă mai ales au fost comentarii decente, cum spui tu. Dacă nu-ți convine, te rog să răspunzi și să nu le mai ștergi. Păi, tot mai ți-am răspuns, da? Iar cu ștersul ți-am și răspuns ca să uh, fie lucrurile clare și pentru tine. Uh, mai zice unul. Bine, ăsta are nume de de The... să nu știe lumea cine e. Băi... Dar mi-ai citit mesajul, bă, chiar în public și chiar în următorul video. Dacă tot mă împingi cu bățul, nu te împing, prietene, să te împing altcineva, eu n-am apucat de asta. Hai să scriu, scrie, mă, nu am, nu am judecat eu alegerile lui Ștefănescu și legea asta e băiatul ăla de zicea cu doi neuroni și cu așa, n-am puterea asta. Nu i-am pus în față niciunui pluton, în fața niciunui pluton de execuție. Doar am comentat pe seama lor. Bârlige avea și altă ofertă comparabilă din altă parte. De unde știi tu prietene? De unde știi tu că, a, tu știi din ce e în ziare? Eu spun că nu era comparabil. Și eu aici am pretenția că știu mai bine decât tine. Uh, și cred că știi prea bine asta. Tocmai asta ți-am spus că știu prea bine. N-am zis nimic. De ce știu eu? Daniel Popa pe care îl înțeleg perfect. Păi și pe bârligea de ce nu înțelegi? O părere pot avea și eu, pot să ai o mie de păreri, una cât de cât civilizată și asta e adevărat, n-am înjurat, n -am, am jignit ușor, recunosc, e bine că recunoști, dar rămân la părerea mea fără să generalizez. Foarte bine, dacă asta e părerea ta și ai argumente și tu crezi că sunt ok, bravo că ești așa pe aceeași linie, e consecvent, foarte bine. Până la urmă aia cu doi neurone o figură de stil, cum am făcut și eu cu Lobos, dar m-a luat toată lumea, probabil și la tine tot o figură de stilie. e. Te las pe tine să cauți cum se numește și revin materialul video următor, nu mai fi așa încrâncenat, revin dacă vreau. Încrâncena nu sunt, sunt doar deranjat de fel și fel de B noi. Iar asta nu o să stau să caut cu figurile de stil, că eu nu, nu mergeam la... La astea la lecțiile de geografie și de caligrafie. Da oricum, îți mulțumesc frumos că ai scris. Revenind la ceea ce se întâmplă în, în fotbalul nostru ăsta cel de toate zilele, am văzut cei care sunteți cu csa și aici sunteți daia mulți care, care înjurați. Uh, Bă, să nu plătească nu e ok, mai ales că ei să laudă și să, mamă, mamă, că sunt corect și că au bani. Acum FRF-ul nu-i programează că n-au plătit baremurile de arbitraj la un joc oficialilor, la un observator și un arbitru. Ei spun că observatorul nu știu ce n-a făcut și arbitru nu avea un cont bun. Ok, și atunci dacă e adevărat cum spun ei, de ce cu o etapă înainte ăștia și-au încasat banii de la alte echipe? Întreb. Dacă și-au încasat banii cu o săptămână înainte, înseamnă că și ăla încărcase, încărcase factura nefactura și ălălalt avea contul bun. Dar spune oprița și cu șeful secției sau nu știu cine e de acolo că domne se va rezolva. Bă, ar fi păcat. Să, să, nu se rezolve, mai ales că nu e o sumă foarte mare de bani. Și până la urmă, echipă bu bună, bunicică de divizia B, cu stadion frumos și cu câțiva suporteri, ai că ar fi păcat să fie trimiși pe la divizia C. Mai am un mesaj acum și revenim pe urmă, zice așa, domnul, domnul, domnul Andrei zice. Domnule Niță, domnule Andrei, sunt atent. Mai uitați-vă și după meciuri cum îi îmbrățișează și îi pupă părintește, nu doar când îi ceartă. Păi, domnul Andrei, e normal că e mulțumit că și-a primă de joc, că a câștigat echipa, că are rezultate, e normal să-i pupe sau să-i, nu știu, să-i îmbrățișeze. Că e beneficiarul muncii lor și ei pun în practică ce le spune antrenorul. Dar nu vi se pare că e cam mult să lăudăm când face niște lucruri normale și să nu zicem nimic când îi bate sau încearcă să-i bată sau trage de ei așa? Sau când scuipă sau când înjură arbitrii sau când înjură proprii spectatori? Adică nu vi se pare că normalitatea e alta? Mie așa mi se pare, domnule Andrei. Scoateți din context și prezentați numai ce vă convine. Băi, mie nu -mi convine că l-a bătut pe ăla, că a vrut Dacă nu era, era la antrenament, îl rupea. Mușca din el. Probabil. Că nu-l vedea nimeni și nu-l credea, nu credea nimeni pe jucător. cum domne Dorinel, cum zice și clubul, cum zice și dumneavoastră. Ia tă Băi, Dorinel, domne, Zice Muntean, eu am fost la antrenamente, la cantonamente, Dorinel nu mai are puțin să ne zică că nu țipă și nu scuipă. Că asta face cel mai des. Dar sunt păreri și păreri pe care, după cum vedeți, le respect. Dar când li să plătești salariile la timp, acum chiar să plătești la timp, datorită cui se întâmplă? E și contabil Dorinel Munteanu? Am înțeles că soția e la contabilitate e și sponsor, e și contale și tot ce se întâmplă bine e Mesia la Galați. Domne, bine că l-ați găsit, țineți-l acolo că oricum doar pe acolo a antrenat, țineți-l încă 10-15 ani să dea Dumnezeu an de an să aveți performanți. Alții au lăsat clubul în datorii și el l-a redresat. Bravo lui, felicitări. Dar nu cred că n-a făcut asta doar din dragoste pentru Galați. Că a se acum ceva timp prin presă că e printre cei mai bine plătiți antrenori din Superliga României până la urmă cu nu cine știe ce mari performanțe că adică n-a prins nici primele șase dacă vrei să vorbim strict de performanțe o să-mi ziceți că locul 7 o pentru Galație fenomenal ok a câștigat campionatul e normal să câștige campionatul dacă are bani. E plătit foarte bine, îi să și cere foarte bine, nu? Cred eu. Că el ca antrenor, domnul Dorinel Munteanu, dacă clubul a considerat că merită, i-a dat niște bani. Mulți pentru Superliga României. Iar dânsul, domnul Munteanu, a răspuns prin rezultate bune și performanțe considerate pentru galați, dacă vreți este normal să fie atât de atașat pentru că el a făcut oțelul ceea ce este în prezent. Hai să fim serioși, că oțelul a existat și înainte de Dorinel Munteanu. A existat cu Marius Stan, cu Mihai Stoica, cu uh, Pelin, Tofan, uh, Angelinei și așa mai departe. Echipa aia care juca pe celălalt stadion prin Cupa UEFA da? și aducea lume la stadion și o adică, oțelul a existat și um alții. A, că a venit Dorinel într-un moment pro și a luat echipa, așa, ok, bravo lui, jos pălăria. Are multe calități și câteva mici defecte. Dar acum este crucificat pentru ceva scos din context. Domnul, domnule Andrei, nu e domne scos din context, sunt imagini. Cum să fie scos din context? Păi, dumneavoastră nu v-ați uitat la meci? Sunt imagini când îi vrea să-i rupă tricoul ăla, să duce să-l pupe, să-l sărute să duce. Cum n aia e scos din context? Pe, păi, imagini să vede la televizor, uitați-vă și dumneavoastră la meci. E scos din context că ce? Bine, sunteți un simpatizant al lui Dorinel Muteanu. Foarte bine. Bravo. Dar nu puteți să fiți de acord cu astfel de manifestări. Față de, un... de ce nu s-a dat la fundașul la central mare? sau la Cisoti. Că nici ea nu-l bagă în seamă. Că eu, mai, eu știți care e deosebirea, eu mă uit atent la meciul. Și abia aștept meciul din Giulești. Păi bălăcărește mai pe toți. Găsit l-a găsit pe ăla Sanchi, era aproape de el și... Păi, Dă-te mă la unul de la... Care e titular incontestabil. Dacă tot ai cojones și ești... smardoi. Um, smart 2. Ah, s-a dat la copilul ăla, că ăla nici nu răspunde, nici normal că l-a ignorat ăla, dacă l-o fi înjurat de 147 de ori în primele 15 minute, normal că n-a mai întors la capul, să întoarcă capul să-l înjure. Bine că nu l-a și scuipat. Înțelegeți? Că da, aia mă apucă neri. Oțelul are cel mai mic buget din Superliga, da. Oțelul are cel mai mic buget din Superliga, exact cum are Ucluj, un buget așa mititel, înțelegeți? Nu cred că înțelegeți, domnule Andrei, că nu știți astea cu bugetele, da? Da, aia jucătorul liber sau care vor să plece de la echipele de top ajung la Cluj, că nu prea au bani. Abia să descurcă că sunt foarte calculați, că ei sunt ardeleni. Înțelegeți? Adică oțelul are buget mai mic, vreți să-mi spuneți dumneavoastră, decât slobozia. Dacă așa crede, sunteți într-o mare eroare. Dar e bine că lucrați la Soclu, că statuia se cam clatină. Vă mulțumesc frumos, domnule Andrei, pentru, pentru comentariu și e bine că îl apreciați pe Dorinel Munteanu ce face doar pe plan sportiv, mai puțin. Așa. Am văzut că și. Rațiul ar avea ofertă ar fi pe lista lui Atletico Madrid. E un lucru senzațional. Am văzut că Ianis Hagi, la echipa a doua, dă două goluri cu o echipă de tineret, contra unei echipe de tineret, dă două goluri și o pasă de gol și câștigă echipa lui cu 3-2. Eu cred că el nu are nicio șansă acolo să să reușească, să fie reprimit decât dacă se schimba antrenor. Asta e părerea mea: poate să facă orice, orice, orice vrea el la echipa a doua, că nu va fi. E clar că probabil și conducerea, și contractul, și antrenorul este clar că nu va reveni și nu va fi reprimit. Și vă spun asta și din proprie experiență: că am fost pe la echipa a doua, și la fel la primul meci am dat două goluri pe stadionul Metalul, Faur, Faur. București, prin Pantelimon pe acolo spre Lebă, da sau nu știu ce e pe acolo și după meciul ăla suna Rednic, la suna pe Motroc Motroc era antrenor și a zis să nu mă mai primească nici la echipa a doua și mă antrenam singur cu Rada, că au scris în ziar Robert Niță, echipa a doua a dat două goluri, așa și nu i-a convenit, domne l-a pe Machinva e, și pe încă unul, nu mai știu care și trebuia să le facă loc și când au scris să ia în zi așa, m-a sunat și mi-a zis nu te mai duci la echipa a doua, te prezinți, te prezinți la, la ProRapid mâine dimineață la 8. Și am zis nu e antrenamentul la 10.30? Ba da, ba da, dar vină la 8 ca să stăm de vorbă. Și m-am dus la 8 și m-a așteptat Rada în parcare, îl văd și acum cum par de la alb așa de plastic cu cafea și fumane. Marian fuma Maria, fumat foarte mult. Și hai bă, ce faci bă, ai venit? A zic, da, zic că mi-a zis Renic să, să vin, să, să, vorbim. Și ce nu, 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 a început să râdă. să vorbim Ce nu, ți-a zis să vii să ne antrenăm. Păi zic, da bre, da, la 10 jumate, zic, matazi ta, zic, nea, Marian era, la 7 era la ProRapid. Cred că se trezea la 5, că stătea în capătul celălalt al orașului. Și ce nu mă, nu, zice, știu, mi-a zis și mie în seară te-a chemat să faci antrenament cu mine. Brenea Mariane, ești nebun. Păi zic, unde e să mă duc să vorbesc cu el? Păi n-a venit. Bineînțeles că Rednica a venit pe la 9.30 jumate. Aproape că terminase antrenamentul cu Rada. Ia, bă, că clubul, că, că, că știi, că... Bine, mă. Ok. Noroc că erau aia în formă maximă și pe vreo două etape m-a chemat înapoi, că începuse lumea să huiduie. Că altfel cred că eram și acum la echipa a doua. Deci cam asta e cu echipa a doua, ca să înțelegi, indiferent că vorbim de Scoția, de România, de... E când vrea clubul și nu te halește antrenorul, poți să dai 17 goluri pe meci, că tot nu te cheamă înapoi, găsesc ei ceva. Așa că asta e situația. Păcat că na, vin, echipele, vin meciurile echipelor naționale, am văzut și declarația lui Pancu cu un mit. Păumit chiar îl cunosc foarte bine, e jucătorul care a debutat în, în Franța, este normal până la urmă dacă vreți, este născut la București dar din părinți turci. Iar între fotbalul din Turcia și fotbalul din România și la nivel de echipă națională, hai să fim serios că sunt diferențe, sunt diferențe mari. Ai că n-ar fi de condamnat băiatul dacă ar alege la seniori să joace pentru Turcia. Dar poate o să facem uh, o discuție separată asta cu Umit, cu, cu, cu componentul Under 21, a declarat PANCU. Sper să califice echipa PANCU să aibă, să aibă să câștige 4 puncte din ultimele două meciuri pentru că. L-am văzut cum trăiește fotbalul, cum pregătește meciurile, cum circulă prin toată țara asta ca să vadă jucători și nu numai prin țară și prin străinătate și chiar ar merita și pam o, o performanță. Doamne ajută să o obțină și să califice echipa. În rest, nu prea mai avem așa ce să comentăm. Mi-aș dori și aici o să intru în conflict cu rapidiștii. Mi-aș dori ca FCSB-ul să câștige. Să câștige joi. Până la urmă e vorba și de interesul față de fotbalul român sau interesul fotbalului românesc, chiar dacă este o rivală și mai e un motiv pentru care îmi doresc să câștige. Probabil în campionat, chiar dacă vor juca al jucători, va fi așa o stare de euforie. Dacă echipa va, va câștiga. Fiind o stare de euforie, de ce mă gândesc? Pentru că eu cred că FCSB-ului va fi destul de greu să lege victorii sau prestații foarte bune, bune, Europa și campionat, chiar dacă are un lot numeric și valoros de top pentru România, mă gândesc că îi va fi rapidului mai ușor să prindă primele șase. Steaua e clar, FCSB e o echipă puternică, dar va fi foarte greu să o ducă pe trei fronturi, Cupa României, Cupe Europene, Campionat. Și mă gândesc, și n-ar fi o surpriză, cu toate, repet, FCSB-ul are lot foarte bun, n-ar fi o surpriză să se chinuie rău de tot să prindă primele șase. Și, așa cum am spus-o, rapidul trei să profite de parcursul ăsta al aglomerat al FCSB-ului până în ianuarie cu vreo 6-7 meciuri în plus restanța plus vreo 6 cred că din cupele europene aici rapid ar trebui să să pună o distanță de puncte față de FCSB automat dacă pui față de FCSB ai șanse să scoți de acolo oțelul galați petrolul poate uh, Dinamo Eu nu cred că Merge așa la nesfârșit De ce spun asta? Nu cred că merge la nesfârșit așa la Galați Unde deja e o stare așa De tensiune că voi știți că pe mine mă mai sună fotbalici dar Tac din gură Nu cred că petrolul Cu problemele financiare care sunt acolo O pot ține așa un campionat Și nu cred că Dinamo cu lotul care îl are în momentul de față numeric și valoric să poate menține un campionat în primele șase. De-aia spun că ar trebui să nu fie foarte greu nici pentru rapid și nici imposibil pentru FCSB chiar dacă joacă multe meciuri. Astea trei echipe mie mi se par că, mi se pare că ar fi cam greu să o țină din punct de vedere într-o parte a atmosferei și al a, a ceea ce se întâmplă așa pe lângă echipă, în partea cealaltă v-am spus probleme financiare mari și lipsa condițiilor de pregătire aproape total, dacă vedeți cum se antrenează petrolul voi durerea de cap, lupul singuratic, lupul galben, te aștept să comentezi. Iar la Dinamo, uitați-vă când lipsesc 3-4 titulari, ce se întâmplă. Uitați-vă pe banca de rezerve, că am și glumit ieri, cred că rezervele din amul nu se cunosc între ei. Nu se cunosc între ei la, la, ce mă refer, nu știu pe la ce echipe au jucat unii de alții, că au jucat. Înțelegeți? La asta mă refer. Din fericire pentru voi, dinamoviștii, Dinamo, indiferent câte absențe au avut și cât de prost au jucat, au adunat puncte. Dar asta nu va merge la nesfârșit. Cum S-a întâmpla anul trecut să piardă puncte în ultimele minute, acum s-a întâmplat să câștige puncte indiferent cât de prost au jucat. Și vom, vom vedea. În rest, vă mulțumesc pentru mesaje celor care sunteți abonați, celor care nu sunteți abonați, celor care sunteți membri ai canalului, butonul alăturăte, scrieți că ați văzut. Dar, cum i-am explicat și domnului cu cu comentariile, cuvintele cheie au rolul lor și inteligența artificială își face treaba și asta e o mare realizare. Vă mulțumesc frumos, mă găsiți și pe Instagram și pe Facebook RobertNiță13, superbe, super social, care vreți să uh, mai ziceți câte ceva, uh, puteți să comentați și acolo, să copiați și biletele, să mai faceți o, o verzitură pentru weekend. Să fiți sănătoși și nu uitați, fiți bune azi, fiți buni mâine, că ne văd din ce în ce mai mulți. Toate cele bune!